Agenția Națională de Integritate îl acuză pe primarul din Chioșdu de conflict de interese. Andrei Fătu este bănuit că la doar o lună de la instalarea în fotoliul de primar a semnat o factură în valoare de aproape 63.000 de lei emisă de primărie în beneficiul firmei care era administrată de Fătu. Suma reprezenta contravaloarea unor lucrări de igienizare a unor pășuni din comună. Primarul Andrei Fătu spune că toată afacerea a început în decembrie 2011, când a fost contactat de fostul primar care i-a spus că îi oferă o lucrare cu condiția să nu candideze. Numai că Andrei Fătu s-a răzgândit și s-a înscris în cursa electorală, motiv pentru care cel care ocupa la acea vreme fotoliul de primar a refuzat să îi semneze avizele și factura pentru lucrările pe care le făcuse. Prin urmare, după ce a fost ales în fruntea comunei, Fătu a semnat ordinul de plată pentru plata facturii. Ziua alegerilor am fost ales primar, pe 21, între timp nu am mai ținut firma, eu am mers la Camera de Comerț și n-am mai rămas eu administratorul firmei și între timp nu dăusem toți banii muncitorilor. Și până să fiu primar le spuneam, domnule, nu vrea primarul să-mi dea bani, uitați, n-a venit să facă. După ce am ieșit primar, au venit bețioam, domnule, zic, au costez dumneavoastră primar, de ce nu vreți nedumitați-ne? Aveau dreptate, că aveau probleme. Am mers la contabile și am spus, domnule, ce facem? Trimitem comisia recir să se nu mă dată cu aia. Până la coadă era o datorie a primăriei către o societate. Am convocat comisia de recepție, au văzut acolo, la fața locului, că s-a curățat, că l-am făcut așa, știți cum, ca după carte, că merg iar la contare. Doamnă, ce facem, domnule, că trebuie să îi dădea și dumneai pe oameni venind pe la primărie. Păi, ce să facem? Facem ordinul de plată și zic, dar mi se pare cam aiurea să semne. Și că, domnule, noi avem specimen de semnătură în trezorerie. Numai nouă ne-l aprobă, ne-l aprobă șefa de acolo, că altfel... Eu mă gândeam să-l pun pe vice, ci nu, Andrei, doamna contabil fiind contabilă în primărie de 40 de ani. Și am crezut, eu abar n-am avut, zic, da, doamne, așa o fi, zic, și doar n-am furat nimic, zic, asta. Am semnat ordinul de plată, sigur, normal că o contestez, normal. Andrei Fătu este decis să conteste decizia Agenției Naționale de Integritate. Tot azi s-a aflat că Daniela Zamfir, consilier local din Vintilă Vodă, a fost găsită în conflict de interese administrativ. E acuzată că a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică cu strigare a pășunii aflat în proprietatea comunei. Ulterior adoptării acestei hotărâri, Daniela Zamfir a încheiat cu primăria comunei Vintilă Vodă un contract de închiriere pentru o suprafață de peste 7 hectare de pășune aflată în proprietatea comunei.